Pacea Domnului! Frumusețea faptului că trecem prin cărți este că mergem carte cu carte, verset cu verset, este că vă da de texte care aparent nu au niciun rol în curgerea narrativă a textului și totuși în momentul în care stai și le studiezi și le încerci să le înțelegi, îți dai seama că în definitiv sunt foarte, foarte importante. E, ceva de genul ăsta este capitolul 12 din Fapte. Citeam mai mulți comentatori și spuneau că nu înțeleg de ce Luca l-a introdus aici, că pare oarecum, evident, este vorba despre eliberarea lui Petru din închisoare, dar nu înțeleg rolul teologic în carte și rolul cu care el apare în textul nostru. Și cu cât stăm mai mult și îl frământăm, și veți vedea și în seara aceasta și îl vom lua și îl vom analiza, îl vom vedea că în definitiv este, ne dă da așa de mare învățătură despre viața noastră de pocăință și credință. Chiar dacă aparent teologii nu prea știu ce să facă cu ele, nu e nicio problemă că Domnul nu se ia după ei, ci se ia după Scriptură și noi trebuie să ne luăm și noi după Scriptură și din moment ce este aici și orice cuvânt al lui Dumnezeu care este acolo, trebuie tratat cu acea seriozitate. Să nu trecem prin Scriptură, de aceea recomand să citim Scriptura încet și cu grijă. Și să luăm fiecare cuvânt care este scris acolo, pentru că fiecare cuvânt are rolul lui, și fiecare cuvânt este pus de Duhul Sfânt ca să ne dea o interpretare, să ne dea înțelesul textului. Despre asta este vorba, și în fapt este vorba despre, în definitiv, felul în care Dumnezeu lucrează în istorie cu Biserica. Da? Eu cred că acest capitol a fost un capitol foarte important. Poate noi nu-l simțim așa, probabil l-ar fi simțit biserica care a trăit în comunism, capitolul acesta, așa, însă cu siguranță biserica primară a înțeles semnificația acestui capitol și anume bătălia aceasta pe care, sub care, biserica va începe din ce în ce mai tare să trăiască și anume puterea politică împotriva puterii bisericii sau expansiunii bisericii. Că de data aceasta pentru prima dată în 12 nu o să mai avem de-a face cu Sanhedrinul, nu o să mai avem de-a face cu farisei, nu o să mai avem de-a face cu Saduchei, o să avem de-a face cu puterea politică. Și dacă a fost ceva în istoria, lui, uh, istoria bisericii, a fost această bătălie, această încercare a politicului de a stârpi biserica. Și dacă a fost un motiv pentru care biserica a fost prigonită a fost, așa cum am spus, nu pe motiv religios, ci pe motiv politic, întrucât nu a vrut să închine Cezarului. Este imagine nu neapărat a Cezarului, că uh, Irod, uh, Irod acesta nu este irodul cel mare, este, uh, este vorba despre fiul lui, de fapt nu este vorba de nepotul lui, Agripa, uh, irod Agripa 1. Irodul acesta nu era neapărat Cezarul, dar urma. Începea să crească, îl vom vedea la sfârșitul capitolului, aproape ca o imagine a Cezarului. De aceea, capitolul se termină cu o judecată a Îngerului, judecata lui Dumnezeu împotriva acestui împărat, ultimul împărat, Iudeu. Este considerat de istorie, măcar că nu era chiar pur. Iudeu era edomit și Iudeu. Era o mixtură de. Edom și Iudea Dar în capitolul acesta vom vedea, și cred că așa cum am spus, capitolul acesta va fi important pentru biserică, vom înțelege felul greu de înțeles. Prin ca... În felul în care Dumnezeu lucrează în istorie. Pentru că în capitolul acesta, dintr-o dată vedem pe Iacov, fratele lui Ioan, omorât de același împărat și Petru izbăvit de același împărat. În același capitol. Îngerul este trimis numai după Petru. Și ori lucrul ăsta ne va, ne va frământa și vom frământa și noi astăzi, pentru că aici în 12 este prezent cineva la Ierusalim, este prezent Pavel și Barnaba. Și uh, felul acesta în care Dumnezeu lucrează, cred că a rezonat și în inima lui Pavel și Barnaba și nu întâmplător, este inserat acest capitol aici. O să citesc doar câteva versete din textul acesta, și uh, aș vrea să citesc doar partea finală din capitolul 22, și anume, din capitolul 12, și anume de la versetul 21. Haideți să ne ridicăm în picioare de la 21 la 25. Într-o anumit, într zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slava lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Barnabas și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, lând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Amin. Hare să cerem ajutorul Domnului peste cuvântul acesta pe din ceruri, stăm în fața cuvântului Tău și cerem, Doamne, lumina Ta dumnezeiască peste acest cuvânt să-L înțelegem. A fost așa de greu în istorie, biserica a fost întotdeauna, a mers oarecum în contracurentul puterii statale și nu știm, Doamne, ce timpuri o să urmeze peste biserică. Acum ne bucurăm de pace, așa cum s-a bucurat o perioadă bună de timp și Biserica din Iudeea. Însă nu știm ceva, atunci vor aduce timpurile peste noi și peste Biserica noastră. De aceea te rugăm, ajută-ne să înțelegem textul acesta și ajută-ne să ne ancorăm în cuvântul acesta, Doamne, când vor fi timpuri grele, să înțelegem că, în definitiv, la cârma istoriei, Tu ești cel care rămâi, Tu, feri, tu o conduci, cum consideri Tu și, în definitiv, ție îți vom da socoteală pentru toate lucrurile. Și tu nu vei scăpa niciodată lucrurile din mâini, cum nu le-ai scăpa niciodată în viața noastră. Îți mulțumim pentru lucrul acesta. Binecuvintează-ne, Doamne, și ajută-ne să trăim ca o biserică care nu se va supune niciodată și nu va face niciodată compromis cu statul. Amin. Hai să ocupăm locurile. Acum ce se întâmplă. Um, o să mă retrag un pic în spate, că e un pic de microfonie, nu știu ce. Ce se întâmplă este că este această problemă a bisericii și a statului, este un fel de rezistență a bisericii în raport cu statul și dacă mergeți prin scrierul lui Pavel, acum știți poziția mea în ce privește relația între biserică și stat și eu cred că biserica nu are ce să se bage cu statul sub nicio formă. Noi suntem creștini, suntem copii ai Domnului și trebuie să ne facem datoria civică de copii ai Domnului, și prin urmare, prin urmare participăm politic la viața cetății, dar nu cred că biserica are de-a face cu statul. Cred că biserica trebuie să stea departe de orice putere politică, pentru că orice putere politică corupe prin natura ei. De aceea, mesajul lui Pavel, în unde îl găsiți în Evanghelie, nu s-a ocupat de partea politică, nu l-a interesat, a stat departe de lucrul acesta și a spus, noi aparținem unui alt veac, este veacul cel nou, trăim într-un deja, deja l-anticipăm, e lucrarea Duhului în viața noastră și l-așteptăm un cer nou și un pământ în care va locui neprihănirea. Biserica, ca și Avram, ca și Isaac, ca și Iacov, este străină și călătoare pe acest pământ, suntem străini și călători și, prin urmare, trebuie să ne asumăm acest rol, participăm, dar într-un fel detașați. Ori, puterea aceasta politică, cum vom vedea în capitolul 12, va deveni în istoria bisericii piatra ei de încercare. Dacă va fi ceva care va încerca să frângă gâtul bisericii, aceasta va fi puterea cezarului, va fi puterea împăratului. Luca ne arată la începutul cărții că Sanhedrinul nu va putea, deci marii preoți, saducheii, nu au putut să frângă voința bisericii. Ne arată că fariseii nu au putut să frângă voința bisericii, ci biserica în pofida persecuției, fie din partida fariseilor, fie din partida saducheilor a continuat și a crescut și în 12 apare un capitol interesant. Pavel ajunge la Ierusalim cu Barnaba, cu ajutoarele datorită lui Agab. Urmează o foamete, urma să fie, fie că deja era, fie că urma să vină. Senzația mea este că urma să vină, pentru că în vremea, se pare că în vremea lui Agripa, Irod Agripa, care este nepotul lui Irod cel Mare, cel din vremea Domnului Iisus Hristos, ca ori au, murit, au murit, pruncii, acesta este nepotul lui, a fost o perioadă de prosperitate și, după cum ne arată textul, cei din Tir și din Sidon veneau la el pentru ce? Pentru hrană. Deci se pare că Irod acesta, agripat, dispunea de resurse ca să-i hrănească pe cei din Tir și Sidon. De aceea spune textul, Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și Sidon dar aceștia au venit toți în gând, un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blas, care era mai mare peste o daia de dormit al împăratului, adică era probabil mâna lui dreaptă sau undeva pe acolo, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului, din Galileea. Galileea era un centru, era foarte bogată și ca și spre deosebire de Iudeia, Galileea era foarte bogată și se pare că susținea financiar, susținea cu Alimente, Siria, adică cumpărau de la ei. Deci, se pare fie că nu erau încă foame acolo, pentru că dacă era foame, este clar că Irod nu avea cum să-i ajute, Agripa nu avea cum să-i ajute, însă, cred eu, nu era, foamea urma să vină, însă, însă, pentru prima dată vedem această dinamică între, între puterea politică și puterea Bisericii, adică forța spirituală a Bisericii. Ce se întâmplă cu acest împărat? Probabil că știți dinastia aceasta lui Rod, Irod cel mare, cel din vremea Domnului Iisus Hristos, moare imediat după nașterea Domnului Iisus Hristos și tot regatul, regatul cel mare, așa numit Rod cel mare era el, se împarte la trei dintre copiii lui. Unii dintre ei merg mai mult, alții mai puțin. Ideea este că unul dintre ei ia Judea, unul dintre ei, o trebuie să vă spun numele că nu sunt așa de importanți, unul dintre ei ia Samaria, Galileea, și Iudumea, Judea, Iudumea și Samaria, unul ia Galileea și Filip ia un pic ce mai rămâne în estul Iordanului, în partea dreaptă spre Transiordania, cum ar fi astăzi. Ideea este că romanii nu prea au o relație foarte bună cu ei și acesta Agripa, acest rod care este crescut de micuți la curtea împăratului, toți, de fapt, erau cam crescuți de micuți la curtea romană, erau foarte, să spunem, imersați în această cultură romană, erau, cunoșteau senatul, cunoșteau Roma foarte bine, deci nu erau oameni, nu erau iudei în sensul clasic al cuvântului, ci erau crescuți toți la Roma. Acesta ajunge și prin tot felul de mașinațiuni politice, reușește, prin diferite conjuncturi, în vremea lui Claudiu reușește să comaseze din nou, să pună tot regatul iudei sub conducerea lui. Deci ajunsese la o expansiune, nu trăiește prea mult, 41 la 44, mor în 44, așa cum ne arată fapte 12, dar era un împărat promițător, era un foarte abil politician, era foarte separe, după cum, dacă e adevărat ce se scrie în cărțile de istorie, era foarte strict în religia fariseilor, era foarte apropiat de farisei, unii contestă lucrul acesta, dar se pare că era un om foarte, foarte apropiat de iudaism. Ținea cu strictețe iudaismul, deci era un om probabil apropiat de partida fariseilor, nu neapărat de saduchei, cât de farisei. De aceea, probabil, ce se întâmplă în 12, faptul că îl moară pe Iacov, fie a venit din partea fariseilor, fie a fost doar inițiativă. Era un politician religios, vrea să-și termine Paștele și apoi să-l. O moare pe Petru. Însă, Domnul are un alt plan. Inima împăratului este în mâna Domnului. Însă, spune Luca, Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Ori este un lucru greu, și acest lucru are o aplicație practică în viața noastră. Este foarte lucru greu de multe ori să lucrăm, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu, atât la nivel individual în viața noastră, cât în viața bisericii. Vedeți, de multe ori, și luăm exemplu, hai să vă dau exemplu acesta din viața lui Iacov. Iacov vine din Padan Aram, se întoarce acasă, Dumnezeu îi spune, ia-ți copiii, la averea și întoarce-te acasă, eu te voi păzi. Și Iacov se întoarce la porunca Domnului, se întoarce acasă, scapă de la ban. Dumnezeu îi dă o biruință, îi spune lui Laban să nu cumva să te atingi de Iacov, să nu-i spui nici bine, nici rău, să nu te atingi de el, că altfel ai avea de-a face cu mine. Are o biruință, se încheie chiar la intrare în Canaan, se încheie legământul între Laban și Iacov și dintr-o dată trebuie să se confrunte cu lui de moarte, cu Esau. Și urmează această bătălie din Genesa pe câteva capitole este bătălia aceasta lui Iacov cu îngerul din capitolul 32. Înainte să fie întâlnirea în 33 este această frământare a lui Iacov. Dar ce o să vă luați din frământarea aceasta a lui Iacov? El avea promisiunile, eu voi fi cu tine, avea legământul, avea toate lucrurile puse pe masă. Dumnezeu ce îți voi purta de grijă când vei pleca și te vei întoarce în pace la tatăl, său, la tatăl tău. Încă nu-l văzuse pe Isaac, și cred că intenționat Iacov nu îi trimite sol lui Esau după ce ajunge la taică pentru că vrea ca Dumnezeu lui să împlinească cu privire la el toate lucrurile pe care le-a promis. Putea să ajungă la taică la Isaac, să stea în cortul, să-i trimite după aceea solul lui Esau, că atunci nu erau telefoane și nici nu erau sateliți să fie supravegheate mișcările militare în Canaan. Nu știa nimeni că a ajuns acasă. Putea să meargă frumos la taică la Isaac, să stea la el și apoi să trimită sol la Esau. Nu face asta, face lucrul ăsta înainte să ajungă la Esau, pentru că Dumnezeu a promis că vei ajunge în pace la tatăl tău acasă. Și îl vrea să ajungă în pace. Și trimite sol la Esau și vrea ca Domnului să-l să izbăvească. Și aveți rugăciunea aceasta lui Iacov, zice, Doamne, mi-e frică de el. Iată-mă, fără putere, în fața unui criminal și află că vine cu 400 de oameni, clar că nu vine să le îmbrățișeze, să plângă pe grumazul lui, că din moment ce adună 400 de oameni, înseamnă că vine nu să plângă pe grumazul lui, ci să-i facă de căpătăi. În contextul acesta, el se pleacă și începe această bătălie cu îngerul. Avea toate lucrurile aranjate. Providența divină i-a spus clar în tine va fi o sămânță. A fost beneficiarul, deja era beneficiarul legământului care era beneficiarul legământului lui Isaac, avea toate lucrurile de partea lui, ne-a zis, știi ce? În definitiv, Domnul are obligat să mă păzească, sunt copilul Domnului, sunt patriarh, am toate lucrurile, toate lucrurile mi s-a ajezat, Domnul s-a angajat că mă va păzi, să mă păzi, stau liniștit. Nu asta face. Și este bătălia aceasta adânca lui cu îngerul. Este rugăciunea lui față de Domnul Doamne, te rog, izbăvește-mă și apoi este pătălia aceasta de întreaga noapte cu îngerul, în care stă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Nu oh, cred că a fost o bătălie cu îngerul, că cine se poate pune cu un înger? Că uitați-l aici ce face un înger cu toți 16 ostași. Era o bătălie a lui Iacov pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, în care striga înaintea lui Dumnezeu ce dorea să fie. Vrea să fie, să, dea, să, fie asigurat din mâna lui Dumnezeu că îl va scăpa de ei sau... Măcar că avea toate lucrurile aranjate. Nu este, un test, nu este o necredință, este, un, este, o înțelegere a faptului că măcar că avem providența dumnezească, măcar că îngerii, așa cum i a promis Dumnezeu în 28, se vor ridica și se vor coborâ peste el. Slava Domnului va purta de grijă, va fi cu el când va pleca, așa cum spuneam, am trecut, am trecut țara, am ieșit afară, am trecut, a trecut râul Iabocului, l-am trecut cu un toiac și iată, Doamne, că mă întorc cu două cete, două turme. Și să vedeți cu ce turme, că numai darul pe care l-a dat lui Esau, a echivalat cam cu cât s-au întors izraeliții din robie în vremea lui Erezra. Cam așa de bogat era Iacov. Și spune, plec, am plecat cu un toiac și mă întorc cu familie, cu copii, cu turme. Tu mi-ai purtat de grină și ce nu sunt vrănic de toate binecuvântările pe care tu mi le-ai dat. Uitat această smerenie a lui Iacov. Dar în smerenia lui el înțelege că este nevoie, este această cooperare între providența dumnezeiască și aportul omului. Este această cooperare în această bătălie trebuie să stea o noapte întreagă în bătălie cu Domnului, cu fața Domnului, că ne dă tălcuirea textului, zice, am văzut fața Domnului și n-am pierit, sau așa cum este traducerea în original, am văzut fața Domnului și sufletul meu acum este protejat. Asta este traducerea din ebraică. Pentru că a primit și a vrut asigurarea că sufletul lui Nefeșului va fi mântuit de Domnul. Dar când a primit-o? După o noapte de bătălie după o noapte de rugăciune. Dar cum dacă Dumnezeu ți-a hotărât toate lucrurile dinainte, dacă Dumnezeu ți-a dat toate promisiunile dinainte, ți-a spus că îți va purta de grijă și tot, de ce trebuie să ne batem? De ce este nevoie, dacă Dumnezeu îi spune lui Elisei, lui Ilie, că trebuie să vină trei ani de secetă, de ce îi mai trebuie Ilie să stăruiască, nu? Este această cooperare. Și Iacov a înțeles-o bine și Biserica Primară a înțeles-o bine. Chiar dacă Dumnezeu este la cârma istoriei, chiar dacă Dumnezeu ridică și coboară împărați, chiar dacă Dumnezeu are mâna lui peste Biserică, este obligația Bisericii să ridice rugăciun neîncetat. Pentru că există această cooperare între providența dumnezeiască și forța spirituală a biserice. Nu este ca și cum biserica stă, se relaxează pe aceste scaune foarte frumoase și îl așteaptă pe Domnul să lucreze. Cum va fi voia Domnului? Așa se va întâmpla. Nu asta a spus biserica și nu asta trebuie să spunem noi, ci biserica trebuie să se exact cum Iacov s-a proșternut înaintea Domnului și s-a bătut cu Domnul, a strigat înaintea Domnului, de aceea Domnul îi strică numele și spune cel ce a luptat împreună cu Dumnezeu și -a a biruit. A luptat pe genunchi. Și nu a luptat oricum, ci a luptat pe genunchi în niște suferințe insuportabile. De unde știm lucrul ăsta? Este că Domnul lovește la nervul sciatic și dislocă șoldul. Și este, vă dați -vă seama ce durere a avut el. Am avut un băiat la lucru care avea șoldul dislocat și nu putea să stea în genunchi. Nu poate să stai în genunchi. Iar cine are o durere de sciatică știe că nu poate să stea îndoit pe genunchi. Și Dumnezeu lovește în loc sensibil și totuși într-o suferință extremă, omul ăsta nu se ridică de acolo și nu lasă pe Domnul. Stăruie în continuare în suferință până când omul spune care ți este numele. Cu alte cuvinte, spunem numele și ți le voi schimba, îți voi da bine cuvântarea, adică sufletul tău va fi protejat. Este un om care în suferință extremă, într-o perseverință extremă, de aceea cuvântul spune, este cel ce perseverează cu Domnul și biruiește. Ăsta este Iacov. Ori asta este biserica. Trebuie să înțelegem că măcar că Dumnezeu stă la controlul istoriei, măcar că Dumnezeu controlează istoria, măcar că Dumnezeu este deasupra lui Agripa, Biserica noastră a liniștit să spunea: Cum s-a întâmplat, cum va vrea Domnul, cum s-a întâmplat cu Iacov, se va întâmpla și cu Petru. Dacă Domnul l-a luat pe Iacov la el, poate îl va lua să-i timpul să meargă Petru la Domnul. Nu avem voie să facem lucrul ăsta. Nu știm care este voia Domnului, însă trebuie să știți. Trebuie să știu că, în definiție, trebuie biserica și eu și tu, trebuie să-ți faci partea ta înaintea Domnului. Și cred că dintre cei care erau acolo era Petru, era Barnaba, era Pavel, era Marcu, erau oameni care mijloceau pentru Petru. De aceea, biserica se ruga neîncetat. Îngerul este cel care îl scoate afară din temniță, însă este această cooperare. În istoria bisericii, în viața bisericii, ne spune Luca, între insistența bisericii și lucrarea Domnului în istorie. Nu știm cum funcționează. Și nici nu trebuie să știm cum funcționează. Ceea ce Petru, apare la, Petru va apărea la ușă la ei. Nu știe nimeni cum s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că nimeni n-a văzut nimica, însă îngerul a fost cel care a intrat de aceea. În bătăliile acestea spirituale în care biserica este implicată, de multe ori lucrurile se vor rezolva și va mai spus lucrul acesta și vor arăta ca și cum nimic nu s-a întâmplat în exterior. Și în realitate, bătălia aceasta spirituală între biserică, biserica împreună cu împărăția luminii, cu slava Domnului, creează această conjunctură care face posibilă o vindecare, o eliberare, o transformare, care în mod inițial pare natural. În realitate, biserica are obligația aceasta să participe împreună cu Domnul la afacerea istoriei. Cu alte cuvinte, cred eu, rugăciunea lor, împreună cu lucrarea Domnului, l scos pe Petru din închisoare. Chiar că Domnul a hotărât, măcar că Domnul a hotărât în ce privește Iacov să plece la el. Dar nu hotărât în ce privește Petru. Dar biserica nu s-a resemnat. De aceea noi nu avem voie să ne resemnăm cu nici un caz, cu nici o situație. De ce? Pentru că nu știm. Și trebuie să o tratăm ca și cum Domnul vrea să scoate afară, să elibereze pe Petru, da? Ca principiu, Că altfel ne vom pune umărul să facem lucrurile respective, altfel ne vom culca liniștit pe ureche și vom accepta voia Domnului în ghilimele. Nu știu care e voia Domnului, nu știu care este voia Domnului, dar știu ce îți cere Domnul ție și mie să fac în momentul în care există o situație de criză. Și asta nu mă, de la asta nu mă pot erija. Și trebuie să înțelegem în lucrul acesta. Există această cooperare. Și biserica nu se erijează de la lucrul acesta, intră în rugăciune, mijlocește necurmat și noaptea ce se întâmplă, știți cu toții ce s-a întâmplat acolo, Petru dormea, era liniștit, nu era stresat, nu era anxios, știa că dacă moare, a muri pentru el era Domnul, dacă a trei era bine pentru el și a muri, era un câștig. Exact acel lucru era ca și Pavel. Îngerul vine la el, îl scoate afară, trece prin toată închisoarea, era probabil în palatul, chiar în palatul lui Rod, îl scoate afară și îl aduce în uliță și ajunge la, poate la ușă, și zice, după ce bine seama, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zici și Marcu. Marcul era, se pare că era nepotul lui Barnaba. Se duce în mama lui Marcu și clar că Barnaba era, avea, era, era rudă cu mama lui Marcu. Se duce acolo și de aceea cred că era și Pavel acolo a bătut la ușă care dădea în privor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e și a cunoscut glasul lui Petru și de bucurie s-a dus înăuntru. Așa ne se întâmplă și nouă în momentul în care Domnul începe să lucreze. Suntem... Avem o problemă. Înainte, vedeți, suntem foarte buni a mijlocii sau... Hai să zicem, hai să reformulez ne greu ne pornim, dar odată ce ne pornim, odată ce Domnul începe să lucreze, ne e frică să recunoaștem că Domnul începe să lucreze. E ca și cum în colțul minții noastre ne așteptăm să iasă rău toată treaba. Ne este frică și când încep să se întâmple lucrurile, parcă ne îngrozim că se întâmplă lucrurile respective. În realitate, în mod să ne dăm drumul să-i mulțumim Domnului pentru lucrurile pe care le face. Nu că să te arunci înainte fără să examinezi, nu despre asta este vorba, dar de multe ori avem atitudinea aceasta, știm să mijlocim înaintea Domnului sau știm să strigăm înaintea Domnului, dar nu știm ce să facem odată ce începe să lucreze, parcă ne este frică să mărturisim despre ceea ce Domnul a făcut. Eu, o, o, problemă, așa era și biserica mea, nu e o problemă cu asta, important să trecem prin, prin, mijlocire și apoi să măcar să avem sfârșitul acesta. Și ea de bucurie merge în loc să deschidă ușa, se sperie, merge și le spune și îi spune, ești nebun, adică ți-ai pierdut mințile. Dar era stăruia să spune că nu are nicio problemă, ea l-a văzut pe Petru și ei au spus, este îngerul lui. Acum nu știu cine i-a răspuns cât de credincios era ușierul care i-a răspuns ei sau nu știu care este reacția, dar este clar că și ei sunt luat prin surprindere. De, 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 răspunsul femeii, da? este probabil de, de soluția. Probabil că se așteptau ca Petru să scape prin proces, probabil că se așteptau altfel, de multe ori când ne rugăm și cerem Domnului să lucreze, de multe ori noi spunem Domnului cam cum ar trebui să lucreze și care ar fi circunstanțele corecte în care ar trebui să lucreze. Însă felul în care timpul, locul și modul în care Domnul lucrează îi aparțin numai lui. Și dacă el vrea să lucreze înainte de prasnic, lucrează înainte de prasnic. Dacă vrea să lucreze după prasnic, lucrează după prasnic. El hotărăște cum lucrează. Și de multe ori ne ia prin surprindere, lucrează în felul în care ne-am aștepta. De multe ori, noi nu credem lucrări pe ale lui Dumnezeu pentru că nu corespund felul în care noi credem că ar trebui să lucreze Domnul. De multe ori am întâlnit oameni care. Uh, tot au o singură concepție despre vindecare și anume, concepția lor este una simplă. Trebuie să nu existe niciun aport medical, nu trebuie să întâmple nimic acolo, ci trebuie să fie exact cum s-a întâmplat în vremea Domnului Isus Hristos, negru pe alb. Unde scrie lucrul acesta? Sau trebuie să întâmple imediat? Nu? Avem concepțiile noastre despre cum ar trebui să se întâmple o vindecare sau cum s-ar trebui să întâmple o liberare, nu? Ne-ar place atunci să întâmple o liberare pe, pe moment, dar și o liberare care se produce în timp este același, este numai diferență de timp, da? Nu noi hotărâm felul în care Domnul lucrează, dar e importantă atitudinea pe care tu sau eu o am asupra lucrării. De multe ori comentăm la lucruri despre care după aceea mai târziu va trebui să ne cerem iertare sau să recunoaștem că așa am greșit. Dumnezeu lucrează în felul în care vrea El să lucreze și chiar în viața Domnului Iisus Hristos. Câteodată i-a vindecat imediat și în cazul orbului a fost de câteva ore. Chiar a fost scurt timpul, dar a fost de câteva ori. De ce? Pentru ca Domnul să ne arate că lucrează în diferite feluri. Nu contează cum lucrează Domnul, important să aibă, avem rezultatul scontat. Și în cazul acesta Dumnezeu a lucrat repede și în momentul în care Petru le-a își dau seama, merg și deschid, Petru însă bătea mereu, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru și imediat după ce au rămas încremeniți, au început să -l laude pe Domnul, au devenit gălăgioși. Un alt lucru pe care noi le avem în momentul în care Domnul lucrează și avem o biruință spirituală, nu știm să laudăm pe Domnul, nu știm să-i mulțumim, parcă ne blocăm. Trecem printr-un care stricăm înaintea Domnului, cerem ca Domnul să lucreze cu o credință din această frântă, nicio problemă că Domnul răsplătește, Dumnezeu dă biruința și după aceea, măcar câte zile ne-a rugat înaintea Domnului, măcar acea zile să-i mulțumim. Și dintr-o dată terminăm rugăciunea cu o mulțumire scurtă de 5 minute. Nu știm să-i mulțumim Domnului pentru lucrurile pe care le-a făcut în viața noastră. Nu știm să-i mulțumim Domnului. Rămânem încrebeniți după ce lucrează. Trebuie să învățăm și timpul acesta al mulțumirii. De ce? Pentru că este o hrană spirituală în mulțumire. În momentul în care constant îți aduce aminte, v-am spus, deavolul înainte de încercare spune că nu o să ieși niciodată și după încercare o să spună că n-a fost chiar așa de rău ca să-ți taie mulțumirea. Să nu înveți nimic din încercare ca după aceea când vei trece din nou încercare să o iei iarăși de la zero. o iei iarăși de la început. Pe când dacă stai în mulțumire, nu uiți niciodată una dintre binefașile Domnului. Trebuie să învățăm, măcar cât ne rugăm, să-i mulțumim Domnului. Măcar cât ne rugăm, să-i mulțumim Domnului. Trebuie să terminăm timpul de rugăciune cu un timp de mulțumire. Trebuie. Este o igienă. Nu-l vom face, veți vedea. Uitați-vă la rugăciunile pe care le ținem. Terminăm rugăciunea și nu terminăm cu rugăciune de mulțumire. De ce? Pentru că mulțumirea presupune deja că ai mulțumești pentru lucrul pe care l-ai primit prin credință. E mare lucru în mulțumire. Trebuie să învățăm să, să știm să-i mulțumim Domnului. Pentru că mulțumirea te face să crești spiritual, te face să crești în credință, te face să crești în putere. Duhul Sfânt se bucură în momentul în care copiii Domnului mulțumesc Domnului pentru lucrurile pe care le-a făcut în viața lui. Prea ușor trecem de lucrurile pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Ei nu trec așa ușor și încep să fie gălăgioși. Spune, le-a făcut să cu mâna să atacă. Deci cu alte au început să-i manifeste, să se manifest, bucure când l-au văzut, să -l laude pe Domnul, le-a făcut limne să tacă, să nu iasă scandal și el pleacă. Asta le spune, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților și apoi ieșit și s-a dus și lor. Ce vrea să spună textul din momentul acesta, într-un fel, Petru transferă autoritatea lui Bisericii de la Ierusalim la Iacov și la prezbiteri. Iacov fiind fratele Domnului, Iacov fiind cel care vom vedea în 15 cel la Conciliul de la Ierusalim, cel care va avea, va autoritatea în Biserica de la Ierusalim, va fi despre cel care va vorbi Pavel în Galateni. Da? Spune, spune Pavel și Petru pleacă, nu spune, nu spune locația, pleacă și începe să facă evangelizare, pleacă din Ierusalim, evident, întrucât, cred că Domnul i-a spus să plece, pentru că în prima eliberare din cinci, Dumnezeu spune, du-te acum înapoi în templu și predică. Însă acum nu mai spune lucrul acesta, de aceea un alt lucru în care credință și în pocăință trebuie să fim atenți să nu repetăm rețeta. Nu funcționați în credință și în pocăință după rețete. Rețetele sunt fatale. Da? uitați la el, nu este, cum să spun, triumfalist. Mă uiți, bă, vei, Domnul, mă duc din nou în fața lui Rod. Să-i suflu un iaurt. Nu face asta. Trebuie să învățăm dreapta -o cotință În prima oară Dumnezeu îi spune lui, Pet, lui Moise, lovește stânca. A doua oară îi spune, vorbește stânci. Și el ce face? O lovește. Nu repetați rețete, nu dați la oameni rețete. Pentru că rețetele pot să ducă în dezastru. Noi nu dăm rețete. Noi dăm principii scripturale și după aceea Dumnezeu le aplică la fiecare el rezolvă problemele. Să nu umblăm după locuri din acestea. De aceea, uitați că nu repetă, ci merge. Probabil că Duhul spune, acum este timpul să ieși afară din Ierusalim. Și a ieșit afară din Ierusalim. Aceeași experiență, cu două atitudini diferite. Așa e și în viața noastră. Dumnezeu ne dă o experiență, are o anumită atitudine, ne-a dat doar experiență, vrea să schimbăm acasă. Este această dependență a lui Petru de Duhul Sfânt. Este această dependență a lui, Domnul, a lui Petru de Domnul este această smerenie, este aceeași smerenie a lui Iacov în momentul în care Iacov știa că l-are pe Domnul de, în spatele lui, l-are pe Domnul care lucrează cu el, de unde știa lucrul acesta? Pentru că era Manahaim, s-a întâlnit cu cele două tabere unde, exact în locul în care trebuia să întâlnească cu sau exact la ieșire, dacă vă uitați, acolo este orășelul acela micuț, acolo erau deja îngerii Domnului, erau armatele Domnului și Iacov spune cu adevărat aici sunt două tabere și ești în parte averea în două tabere și deja știa că armata Domnului este aceea, spune aici este locul armatei Domnului, deja armata Domnului era prezent acolo. În confruntarea dintre Iacov și Esau, erau două armate prezente, invizibile acolo, pentru că altfel Esau l-ar fi tăiat în bucăți. Era armata Domnului prezent acolo, exact cum el îi spune, mai mult sunt cu noi decât sunt cu ei. Nu înseamnă că cu ei nu-i nimeni. Deja locul bătării era pregătit de Domnul, însă el nu este triunfalist, Și Iacov, în momentul în care se întâlnește cu Esau, se pleacă înaintea lui în smerenie. Exact cum Avram în momentul care negociază pentru peștera Macpela, se pleacă cu fața la pământ în fața lui. Cum? Ei spun, tu ești un domnitor în mijlocul nostru, ești ca un domn în mijlocul nostru. Și atunci vreau să spun, dacă sunt domn, dați în peștera. <laughs> nu? Uitați, un om blând și smerit se pleacă cu fața la pământ în fața lor. Așa e și Iacov. Nu merge triunfalist cu Domnul, că a văzut tabăra de la Manahaim și erau ungerii deja pregătiți acolo, ci în smerenie își putea pune prunce și nevestele să se plece înaintea lui sau El se pleacă de șapte ore înaintea lui sau în smerenie se umblă înaintea Domnului. Nu în triunfalism. Da? Așa, este, așa este, lecția aceasta. Și în momentul acesta Petru în smerenie pleacă din Ierusalim, nu este o dovadă de lașitate, ce ci cred că Duhul spune este timpul să pleci. el pleacă și probabil ajunge și în Corintă, ajunge și la Roma și așa mai departe. Și Iacov rămâne în Ierusalim. Însă ce vrea să spună textul? De ce se termină textul cu moartea lui Rod? Pentru că îți arată Dumnezeu că în definitiv cel care și-a pus mâna pe Petru în momentul în care se ridică și crede că este Dumnezeu, în momentul care Dumnezeu este la cărma istoriei, același, nu e același înger, dacă un înger l-a scos pe Petru din închisoare, de sub mâna unui tiran, același îi este nevoie de un singur înger să uia un om și să-l bace frumos în mormânt într-o singură zi. De ce? Și istoria spune că în momentul în care omul s a văzut că Tiru și Sidonul vin să ploconească înaintea lui, istoria spune că s-ar fi dus în fața lui într-o scenă publică și îmbrăcat cu o, niște haine foarte frumoase, cu sute cu argint. Și în momentul în care a intrat în fața lor, să vorbească despre cât de frumos este el și cât de bogat este el și cât de înțelept este el și cum ajung niște amărâți la mâna lui să cumpere niște mâncare, haina aceea de argint, dar toate uite reflexii, s-au început să reflexe, să aducă o grămadă de lumină, era îmbrăcat în argint. Și atunci oamenii din anfiteatru au zis glas de Dumnezeu, nu glas de om, evident, era, nu, erau, nu erau evrei, erau greci, erau dintre neamuri, că pentru ei erau o grămadă de împărați care erau numiți Dumnezei și pentru că el nu și-a refuzat aceasta a fost păcatului, pentru că și-a luat gloria aceasta, spune Domnul, zice, a trimis un înger și l-a lovit și a murit mâncat de viermi. Ce vrea să spună textul este că, în definitiv, dacă astăzi omul ăsta are cheile și poate tu e jos și el e deasupra ta, va veni un mâine în care el nu va mai exista. Ori dacă există ceva puternic pentru biserica primară, dacă a fost o problemă în biserica primară, și v-am mai spus lucrul acesta, dacă a fost o carte care a fost citită în biserica primară, a fost Apocalipsa. Știți de ce? Pentru că în Apocalipsa Domnul le spune că zilele Romei sunt numărate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este la cârma istoriei și Dumnezeu ridică și coboară împărat. Să știți un lucru, în definitiv Dumnezeu nu va scăpa niciodată istoria. Și e nevoie de un singur înger. Este nevoie de un singur înger ca să ducă la căderea Romei. Însă timpul, locul și momentul îl hotărăște Domnul. Aceasta este frumusețea capitolului 12. Este frumusețea unei biserici care dintr-o dată trece printr-o confruntare cu împărățiile, cu Domnile și stăpânirile, cu statul, hai să zicem așa. Și se pare că în primul moment statul are putere asupra lui și îl strivește pe unul. Și al doilea nu este strivit, dar în definitiv și statul are un sfârșit și Roma va avea un sfârșit. Și Rod a avut un sfârșit și mai repede decât a crezut, așa cum Roma credea că nu o să aibă niciodată un sfârșit, așa cum Babilonul a crezut că nu o să aibă niciodată un sfârșit. Dumnezeu pune capăt oricărei domni și stăpâni care se ridică mai presus de Dumnezeu. Asta este Dumnezeu nostru, dar în cooperarea aceasta noastră cu Dumnezeu, noi avem decât o singură care nu putem intra triumfalist ci în smerenie, în pocăință, în rugăciune neîncetată, este ceea ce ne dă nouă biruință. Este această conlucrare dintr-o ceată de oameni smeriți, nu o ceată de oameni aroganți, ci niște oameni smeriți care strigă la picioarele Domnului. Este această cooperare între providența dumnezeiască și Biserica Domnului. Domnul să vă ajute și să ne ajute. Amin.